Hei, bună! Bine ai venit la Oriflame! Ai făcut o alegere înțeleaptă și ai primit și un link de pe care îți poți descărca aplicația Oriflame. Este o aplicație foarte drăguță care îți va ușura, să zic așa, activitatea în relația cu Oriflame. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm click pe butonul Instalați. Și ai să observ că această aplicație nu are decât 18 MB, ceea ce înseamnă că ocupă foarte puțin spațiu și ori de câte ori o vei accesa, vei avea nevoie de internet. Bun, dăm click pe Deschideți, se deschide aplicația și pentru prima dată, să zic așa, la prima accesare, vei da click pe Continuă în limba română, vom da click pe Login în partea de jos a ecranului și voi trece datele mele, bineînțeles, voi treceți datele voastre pe care le-ați primit un al doilea SMS după înregistrare, adică codul de client și parola. Parola voastră este una personalizată pe care o puteți schimba ulterior și am intrat în aplicație. Bineînțeles că ori de câte ori voi da click pe viitor, pe această aplicație, nu voi mai fi nevoită să trec codul de client și parola pentru că deja ele sunt memorate în aplicație. Bun, de acum începe magia! Avem catalogul, avem comanda rapidă, avem beauty edit, info vânzare, my page, relații cu clienții, materiale, rutine, foarte multe informații care ne sunt atât de ușor la îndemână. Și pentru că este foarte interesant, haideți să simulăm o comandă să vedem pașii. Dăm click pe comandă rapidă sau pe sacoșă în partea de jos. Se va deschide fix același lucru. Trec codul la produsul pe care eu doresc să-l comand. Spre exemplu, apa de toaletă Glacier 8150. Avem descrierea produsului. Să presupunem că doar atât îmi comand în acest moment. Dau click adaugă în coș. Avem deja un subtotal. În acest moment la mine sistemul a văzut că eu am mai făcut o simulare de comandă și mi-a trecut două bucăți pentru că a mai rămas salvat în coșul meu de cumpărături dintr-o altă simulare. Să presupunem că lăsăm așa, nu modificăm. Dăm click pe continuă. Și în acest pas este un pas important pe care trebuie să-l citim cu atenție pentru că aflăm informații foarte utile pentru buzunarul nostru, ca să spun așa. Acolo unde apare informații importante, în partea de sus a ecranului, observăm că sistemul ne atenționează, spre exemplu, spre binele nostru, pentru că eu mă aflu într-un program de loialitate, pe mine mă anunță că aș mai avea nevoie de comandă de 245,2 lei pentru a atinge pasul 2 în programul de loialitate mare. Și în acest moment am 23% reducere pentru o comandă de 149 de lei. Dacă îmi doresc o reducere mai mare, de 30%, aș mai avea nevoie de 150 de lei. Deci citiți aceste informații pentru că veți vedea că se vor reflecta în buzunar. Vă ajută foarte mult. De asemenea, tot în partea de sus aveți și la îndemână coduri pentru catalogele următoare. În partea de jos aveți gelul de duș Discover Miami Spirit. Este produsul care în acest moment vi se oferă la un preț special pentru a se înlocui taxa de servicii. Este o taxă care diferă în funcție de valoarea comenzii. Cu cât comanda este mai mare, cu atât taxa este mai mare. Adică de 2 lei, de 3 lei sau de 5 lei. Este o taxă pentru ambalare, să spun așa. Bun, și aveți posibilitatea să o înlocuiți, dacă vă doriți. Avem secțiunea de cataloage. Dacă o accesăm, putem să adăugăm din această secțiune cataloage pentru campania curentă sau pentru campania viitoare. Da? Și dăm click pe această săgețică din dreapta. Să presupunem că îmi doresc setul de 20 de cataloage din campania următoare, C16. Am dat click pe săgețică un set. Dau click pe adaugă în comandă. Dau click pe închide din partea de sus. Și mi s-a deschis secțiunea de pungi și monstre. Sunt foarte importante aceste materiale pentru că ne ajută pe noi în comanda următoare să mărim valoarea comenzii. Clienții au nevoie înainte să testeze și atunci aceste monstre vă pot ajuta foarte mult. Să presupunem că adaug o bucată din Amber Elixir, monstră, care costă 50 de bani
și o bucată din Signature. Sunt produse care vor fi la ofertă în catalogul următor și atunci când mergem la clientul nostru, mergem împreună cu Monstra. Îi va ajuta foarte mult. Și ajungem și la a treia secțiune, ofertele online. Dragii mei, trebuie să le accesați. Dăm click pe vezi toate produsele. Se deschide o nouă fereastră cu ofertele online valabile în acest moment. Și vedeți voi că au prețurile tăiate și prețurile sunt destul de mici. Vestea bună este că la aceste prețuri mici vi se mai alocă și reducere aferentă comenzii de 23-40%. Deci prețurile sunt și mai mici. Vă urez spor la cumpărături de oferte online pentru că sunt cele mai bune afaceri, ca să spun așa. Și avem previzualizarea comenzii mele. Verific exact ce am pus în coșul de cumpărături. Dacă este cazul să modific ceva, anume voi da click pe editează comanda, adică să șterg sau să adaug. Bun. Și am datele mele personale. Iar în partea a doua a ecranului am secțiunea de livrare. Pot selecta punctul de livrare în cazul în care am un sediu în apropierea mea, spre exemplu punct de lucru Oriflame, în cazul în care locuiesc în București și pot selecta Enescu Militar sau Unirii sau Craiova sau Iași, dar dacă nu am astfel de sedii, nu locuiesc în orașele respective, voi selecta centru partener Oriflame. Dar eu vă recomand cel mai bine și cel mai sigur este livrare la domiciliu. Este o taxă de doar 7 lei, taxa de curierat rapid. Și mi se pare cea mai comodă variantă pentru că primiți produsele acasă, nu trebuie să le cărați, nu mai pierdeți timpul cu drumurile și în același timp scurtăm timpul. Mie mi se pare că ăsta este avantajul de a comanda online. Și atunci nu mai bine selectăm livrare la domiciliu pentru 7 lei, zic, având în vedere că noi avem reducere la produse de 23-40%, ne putem permite curieratul de 7 lei. În a doua secțiune am plată la livrare numerar, deci eu la curier voi plăti 93,87 sau plată direct prin card, în funcție de cum îmi este mie mai bine. Dăm click pe confirmă și comandă. Și veți vedea că veți primi un mesaj pe ecran cu felicitări, comanda a fost transmisă și automat veți primi un duplicat al comenzii și pe e-mail. Ce mai avem noi? Revenim pe butonul de home, de căsuță. Și este bine de știut că până înainte de a da o comandă e necesar să dăm click pe Beauty Edit pentru că aici aflăm sfaturi foarte utile. Spre exemplu, cum tratăm pigmentarea. Sunt probleme pe care tenul nostru cu siguranță întâmpină pentru că soarele este nimicitor, inclusiv lumina neonului și e bine să aflăm ce putem face sau cum îngrijim unghiile acasă sau make-up sau răsfăț de toamnă. Sunt articole super utile și vă las să le accesați când sunteți voi mai relaxați. Deci partea de Beauty Edit. În infovânzare, dragile mele, aveți iarăși informații foarte utile și foarte, foarte ajutătoare. Spre exemplu, la infocampanie putem afla lista de materiale de marketing, adică o listă completă cu toate monstrele care pot fi comandate la Oriflame. Este un PDF care se accesează și de pe acel PDF puteți să vă notați codurile monstrelor pe care voi doriți să le recomandați. În acest moment mie nu mi se încarcă pentru că probabil am o problemă cu internetul, însă vă las pe voi să accesați această secțiune. Și mai aveți de asemenea materiale și rutine. Rutinele mi se par cele mai bune pentru că oferim tenului nostru toate soluțiile pentru toate nevoile pe care el le are și e bine să aflăm ce avantaje avem dacă folosim aceste rutine. Tot în partea de jos a ecranului avem această parte cu produse. Produsele sunt clasificate în funcție de categoria care se folosesc ele, adică avem rutine, îngrijirea pielii, make-up, îngrijire corp, parfumuri, accesorii. Să presupunem că deschidem secțiunea de rutine, pentru că tot în această campanie avem și o ofertă foarte drăguță la seturile Novage. Putem afla exact în parte, spre exemplu, la setul Novage True Perfection, dacă dăm click, ce preț are, descriere, da, ce reprezintă, despre Novage,
cu ce anume sunt ele mai deosebite, să zic așa. Spre exemplu, avem ghidul de îngrijire al pielii, care ne poate ajuta pe noi în îngrijirea pielii noastre. Și tot în această aplicație foarte drăguță, avem un formular de înregistrare în partea de jos a ecranului. Am dat eu click pe el, pentru că noi din acest moment putem deja să facem și noi înregistrări de clienți și consultanți, direct din pagina noastră. Adică putem povesti prietenilor noastre cum își pot cumpăra produsele din aplicație cu reducere. Dar ca ele să poată beneficia de Oriflame, trebuie să fie înregistrate și tu poți face acest lucru din această secțiune. Iar ce ar mai trebui tu să știi este că există o secțiune de relații clienți. În cazul în care ai întrebări și nu suntem noi la îndemână să-ți răspundem, există această secțiune care cu siguranță te va ajuta. Poți intra chiar în legătură cu un operator, doar tastezi, pui întrebarea și cineva cu siguranță îți va răspunde. Însă pe mine astăzi nu mă ajută internetul și vă las pe voi, în cazul în care veți avea întrebări, să luați legătura cu un operator. Dragii mei, vă urez succes! Să butonați cu drag această aplicație și să profitați de timpul pe care îl aveți la dispoziție, nu știu, când mergeți cu RATB-ul, cu metroul sau cu maxi-taxi sau când stați seara și beți un ceai foarte drăguț, butonați această aplicație pentru că veți afla informații foarte, foarte drăguțe și utile. V-am pupat și spor, dragi!